Salut! Pentru că se apropie Valentine's Day și Dragobete și suntem în luna iubirii, azi vorbim despre ce cadou îi facem persoane iubite, dacă încă nu ați făcut-o deja și păstrăm secret. Și de asemenea să vă dau și câteva idei de ținute pe care să le purtați la o cină romantică cu persoana iubită. Și am ajuns la Starshiners. O să dăm o tură prin magazin să vedem noile colecții. La shopping cu ocazia zilei de Valentine's Day, bun pretext, by the way, și am fost la Starshiners pentru că, știți deja, este unul dintre brandurile mele autohtone preferate, un loc în care mereu găsesc ceva ce îmi place, mai ales pentru ocazii speciale, și Valentine's Day sau Dragobete sau oricare altă zi care celebrează iubirea merită o ținută frumoasă și elegantă, zic eu. Nu, fetelor, nu sunteți de acord cu mine? Hai să nu vă mai țin mult la povești, vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat astăzi, mai puțin. După cum bine vedeți, am o dita mai punguță aici, o pungă cu bunătăți și vreau să știți că le deschid în premieră, nu le-am desigilat, am așteptat să fie acest moment alături de voi, ca să le desfacem împreună și să vedem ce bunătăți am adus eu acasă de la Starshiners. Înainte să încep, trebuie să vă spun că puteți să găsiți magazinele fizice Starshiners atât în Oradea cât și în Timișoara. Pentru restul care nu sunteți din Oradea și Timișoara, puteți să intrați pe starshiners.ro sau .com, de unde vă puteți achiziționa toate aceste lucruri pe care o să vi le arăt imediat. Bun, să începem cu începutul. Ce avem aici? Aceste piese vestimentare sunt toate din noua colecție care a fost lansată în această vine. Okay. Bun, aici avem o fustiță foarte, foarte drăguță din velur. Ia uite, ce frumos material. Și vreau să vă arăt partea asta, să vedeți ce frumoasă este. Noua colecție de vineri este cam toată în această temă etno, foarte drăguță, și cam toate piesele vestimentare includ aceste cusături. Așa arată la spate. Să vedem, să vedem. Oh, ce avem aici? Aici avem o rochiță. Foarte, foarte drăguță, la fel, vedeți, cu această broderie, incredibil de frumoasă, v-am spus că este un leitmotiv al colecției de această vine și mi se pare incredibil de frumoasă. Mânecile sunt din voal. Încă vine strâmtă pe corp, dar o probăm și vedem cum arată. Și la spate să vă arăt cum vine. Vine cu fier moar, simplă, pe corp, un croi simplu, dar printul ăsta sau broderia aceasta este foarte, foarte de efect, îmi place maxim. Ultima, dar nu cea din urmă, este această rochiță, tot din colecția de vineri. După cum vedeți deja, acest brâu cu această broderie frumoasă. Este ca un fel de curea care se aplică în talie, se închide la spate cu acest nășturei. Este simplă, neagră, la spate la fel de simplă, însă vine cu umerii goi, dar acest lucru o să vi-l arat în momentul în care o iau cu mine, să vedeți ce bine arată. Îmi place foarte mult cum vine croiul, în sensul că vine în talie strânsă și după aceea vine mai lăguță pe șolduri. Este foarte feminin croiul acesta și mi se pare că pentru Valentine's Day este chiar drăguț să alegem așa o ținută romantică, feminină și totuși sexy, pentru că negru este mereu sexy. Bun, le-am văzut, sunt frumoase, dar haideți să vedem cum arată pe mine și dacă vă plac și vouă, poate vă faceți o idee mai clară asupra lor și mergeți în magazin sau în online, pe site-ul online și le și cumpărați.
că mai am încă o chestie pentru voi. Dacă vă găsește nepregătiți Valentine's Day și sunteți disperați pentru că nu știți ce să-i luați femei iubite din viața voastră, vine Iulia în ajutor vostru cu o idee de cadou. Este vorba despre un gift card, care este o idee mereu bună pentru o femeie. Atunci când nu știi ce să-i cumperi unei persoane, mi se pare că cel mai bine este să-i dăruiești un gift card, pentru că cu acest gift card nu ai cum să dai greș, mai ales dacă este un gift card de la magazinul ei preferat. Așadar, avem aici 3 gift card-uri de la Starshiners. Aceste 3 gift card-uri le puteți achiziționa din magazinele fizice din Lotus și din Timișoara Shopping City și sunt de valori diferite. Acesta este de 500 de lei. Așa. Fiecare conține un cod de activare. Unul conține, este în valoare de 150 de lei. Cred că acesta este în valoare de 300 de lei. Aceste 3 carduri le puteți cumpăra, v-am spus, din magazinele fizice, însă începând din 10 februarie veți putea să achiziționați tot gift carduri și de pe site-ul online, adică starshiners.ro sau .com. Și vă puteți alege voi valoarea, adică dacă vă doriți de 50 de lei, puteți să încărcați cardul cu 50 de lei, dacă vă doriți de 200 de lei, încărcați cardul cu 200 de lei. Mie, sincer, mi se pare o idee foarte bună și de cele mai multe ori atunci când nu știu ce cadou să fac sau pur și simplu nu am timp și așa mai departe, apelez la această soluție pentru că mi se pare că este cea mai sigură și garantată și iubită de orice femeie. Bun, sper că v-a fost de folos ce v-am prezentat eu astăzi și mai mult decât atât, sper că i-am ajutat pe cei care încă nu au știut ce să cumpere persoane iubite cu ocazia zilei de Valentine sau dragobete. Eu zic că nu puteți să dați greș cu un asemenea cadou și cred că orice femeie v-ar mulțumi și v-ar iubi la maxim pentru asta. Până data viitoare, nu uitați, noi ne revedem pe rețelele de socializare, mă găsiți pe Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook și tot ce vreți. Și vă doresc nu numai această lună să fie plină de iubire, ci toată viața voastră să fie plină de iubire și bucurie în suflet și tot ce vă doriți voi. Vă pup, pa, pa!